Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Data trecută v-am spus să-mi lăsați întrebări în comentarii, pentru că astăzi vom face un Q&A. Mai face reclamă la Pepsi în pula mea, că oricum mă sponsorizează. Frate, lasă-mă să beau, doamne, ești culmea. E savage. Savage, baby. Deci astăzi vom face un Q&A savage, pentru că suntem niște savage. V-am rugat să-mi lăsați întrebări în comentarii și pe Facebook, pe Instagram, oriunde puteți. Sunt destul de multe întrebări, așa că o să... Așa că trebuie să le selectez și să vedem care sunt întrebările cele mai importante, pentru că nu o să pot să răspund la toate, bineînțeles. O să încerc să răspund la cât mai multe dintre ele, însă o să aleg cele mai potrivite pentru acest Q&A. Prima întrebare este de la Fleu. De cât timp faci sală? Deci asta este a doua lună, numai că nu pot să continui pentru că trebuie să plec la facultate și s-a zis și cu sala mea. Raluca stă în Pitești. Nu. Nu, Raluca stă la Târgoviște. De fapt, stă la Răzvan. De la Târgoviște. Ai, uite aici niște întrebări mai bune, zic eu. Cât de mult o iubești pe Raluca? Cât e cerul și pământul și înapoi? Vai, ce vrăjeală. De cât timp un an și două luni aproape. Da, a răspuns ea, mi-a răspund eu. Cât ai în sulă? A pus în paranteză că e o tentativă de glumă. Chiar a fost o tentativă, o încercare reușită sau nereușită. Dacă Raluca ar fi un muc, te-ai scobit mereu un nas, dar nu mai răspundem. Îți mulțumesc de întrebări oricum. Dacă ar fi să alegi dintre dragoste sau bani, ce ai alege? Apropo, vă iubesc foarte mult pe amândoi. Bani, bineînțeles. Normal că dragostea. Normal că dragostea. Deci nesimțit. Era o glumă. Hai, să trecem mai departe. O glumă ești tu. Tu ești... Savage. A intervenit cineva până acum în relația voastră? Da. Să bage râcă? Nu. Da. Să bage râcă, n-a intervenit nimeni. Pe Facebook. Care este cel mai gelos dintre voi? Cred că amândoi suntem la fel de geloși. Nu. Eu sunt mai gelos. Eu. Eu. Eu zic că este normal să fii gelos într-un club. De ce pula mea zic cuplu? Eu zic că este normal să fii gelos într-un cuplu, punct. Eu zic că este normal să fii gelos într-un cuplu, pentru că arată că îți pasă și că ții la persoana de lângă tine. Să le lași așa gen mai multe, știi? Da. Să nu tai. Crezi că vei face 100k? Da. Mă rog, ca să vă apucați de YouTube? Da. Bă, 100k nu e așa de mult dacă ne gândim că ei fac un 50 ani. Iar Raluca nu se va apuca de YouTube pentru că nu... Sau se va... nu știu. Dacă mi-am promut, ai iubit camera lui, da. Ah, ești nesimțit. Ai făcut... nu? Nu răspundem. Ce ai simțit când v-ați întâlnit pentru prima dată? Cringuit. Cronic. O să-ți arăți mușchii, nu? Frate, eu n-am simțit. Vrei copii cu iubita ta? Câți mai exact? 10, 20. Îți faci echipă. Ce ai face dacă ai fi președinte? Aș legaliza marijuana și aș da salarii youtuberilor. De ce minți că tu nici țigară nu suporți? Nu contează, marijuana e sănătoasă. Da. E medicinală, nu? Da. Țigara nu e. De ce Ana are mere? Pentru că n-are pere. Sunt frumoasă, nu mă bag să spună iubitul tău sau... Ce ziceți de relațiile la distanță? O să trecem și noi prin ceva de genul, pentru că plec la facultate, o să ne vedem la weekend. Deci o să răspund după o lună, două de facultate. Hai să trecem la întrebările de pe Facebook, pentru că acolo sunt întrebări mai interesante, sper. Ce planuri ai de viitor? În viitor apropiat aștept să mă duc la capăt cu facultatea și să... Fac 100.000 mai repede, pentru că m-am plictisit de 55 cât am acum. Tu ce planuri de viitor? N-are planul de viitor, trăim în prezent, fraților. Dacă ai ajunge la 1.000.000 de abonați, ce ai face? Nici într-un an. Mă tund chel. Nici într-o 1.000 de ani. Mă tund chel și îmi plantez și păr. Never. Ce ai face dacă ai primi 1.000.000 de euro? Dacă aș primi banii ăștia, m-aș muta singur, aș face ca Dan Bilzerian și glumesc. Chiar și investi în ceva, într-o casă și o mașină. O mașină, mamă, luxoasă. Așa, și restul i-aș băga într-o afacere, abar n-am. Ce urăști cel mai mult? Oamenii proști. Tu ce urăști? Pe tine.
Ce alegi dintre The Walking Dead și Game of Thrones? Game of Thrones. Ce alegi dintre iPhone 7 și Samsung S8 Plus? Nu, S8 Plus. Nu, iPhone 7. Frate, are tamai ecranul. Nu-mi pasă de deci ecran. Cam asta e mult mai mare și ai ecranul. Mai lasă. Fiecare cu părerile lui. Da, fiecare. Ai fobi. Cred că a vrut să zică fobii, dar... Fobi. Mi-e frică de eșec. Cred că am anxietate. Dacă intrați pe internet și căutați anxietate, veți vedea că este o boală pe care o poate aveți și voi. Mă rog, boală. Problemă psihică. Unde stai în Târgoviște? Sârbi. Sârbi. City. Ea nu stă în Târgoviște, stă la Răzvan. Deci eu mai zic că sunt la Târgoviște, dar... Ei, mai prea... mult stau la el, da. Și că asta ne întrebare. Spune la lucru că sunt și eu un economic. Felicitări. Dacă stăm cu ochii deschiși, o să-mi cadă. Cel mai probabil. Poți să încerci. Aciu! Preferi să ai o durere continuă sau o mâncărime continuă? Ei. Cred că o mâncărime. Mai bine mă scarpin decât să mă doară, nu? O durere. Poți să iei pastile. Păi de unde știi că e durere care se trece? De exemplu, pe mine mă dor picioarele. Cum le trate? Cu sport. Nu le trate. Da, fac sport mereu. În mintea cu ei vrea să trăiești pentru o zi. Tara Lucăi. Să văd și cum e să trăiești cu mine. Am să vezi ce gândesc. A, deci ai vreun gând la negativ față de mine, a? Nu, mai bine. Da. Păi tu, în mintea cu ei vrea să fii. Da. Să văd ce gândești despre altele. Da. Prefer să porți un costum de schi în deșert sau să fii dezbrăcat în Antarctica? Ce dracului întrebări sunt astea, frate? Costum de schi în deșert pentru că noaptea este foarte, foarte frig, deci... Da? E o alegere foarte bună, da, super frig în deșert noaptea. Ah, dacă ai putea să mânci un singur lucru toată viața, care ar fi acesta? Kebab. Da, kebab. Nu știu... Kebab. Kebab. Habar n-am. E viața mea, kebab. Ți-ar plăcea să faci parte dintr-o formație? Bă, ăsta a fost visul meu de când eram mic. Aveam aici în față ceva, mă urcam în fața porții pe ceva și cântam pe stradă. Cânta pe aia de la Violeta. Voi porti aura când când la vez. Eu te veo, păi, pero să tu nu vezi. Vrei să faci Enesa o formație? Istoria, da. Păi hai să ne am facem avut o formație. Am avut formație. Hai să ne facem am o formație. Am avut formație când eram mică, se numea Little Dream. Wow. Era cu Cati și cu Maia. Nu mai știu ce cum se numea formația, dar eram cu Silviu, eram cu Vărmi și cu un prieten și aveam formație. Și cântam, aveam trupă gen. Eu eram solistul ăla care cânta la voci. Ți-ai cumpărat vreodată haine din SH? Nu, n-am fost duceată la SH. Dar, ca fată, eu cred că te poți duce la SH pentru că sunt foarte multe lucruri bune. Și asta am învățat de la Bravo Stil, pentru că mă uit cu Raluca. Tu? Nu. De fapt, ba da, când eram în clasele mici, gen, și nu știam ce... Nu-i nimic rușinos să ții haine de la SH pentru că sunt haine foarte bune și chiar de firmă. Dacă vă uitați, veți găsi niște lucruri foarte, nu, foarte bune. Nu, SH. Da, nu la astea de la colțul străzii, gen, cu saci plin de haine și alte lucruri. Da, cât ai dat cel mai mult pe un articol vestimentar și care este acela vestimentar? Am dat pe costum cam 8 milioane și pe Adidas și pe care mi-am luat... Cred că 6, deci nu, am dat foarte mult pe... Deci așa l-a dat în viață Adidas cum și gata. Pe haine, pentru că nu cred că are rost să ne îmbrăcăm cu haine astea Gucci, așa mai departe. O haine de la Zara care este 200 de lei și chestii genul ăsta sunt foarte ok. Câți ani ai tu și Raluca? Dacă te referi la vârsta mea sau vârsta de... sau anii din care suntem împreună, avem un an și două luni împreună și eu am 19. Iar ea are 16. Deci, da, este o diferență de vârstă între noi. Nu vă luați de noi. La câți abonați ai vrea să ajungi? Toți abonații din lume, să vină toți aici. Da. Ce alege dintre iPhone și Samsung? iPhone. Samsung. iPhone. Eu consider că Samsung este mult mai înainte decât iPhone-ul la orice capitol. Nu e adevărat. Poate la design iPhone-ul e foarte... iPhone-ul chiar îmi place foarte mult la bate. Design. Te-ai lăsat de YouTube pentru 1 milion de euro? M-aș lăsa și m-aș apuca din nou. Adică aș lua banii și după m-aș apuca aia. Ce îți place și mai mult să faci? La... nu, cred că YouTube, nu știu. Și să stau cu drăguța asta.
Sunt 7 frați într-o familie, primul face curat, al doilea face mâncare, al treilea face patul, al patrulea joacă șah, al cincilea dă cu mătura și al șaselea pune cuie pe casă. Ce face al 7-lea? Cred că joacă șah cu celălalt. Pentru că... Nici n-ai răspuns. Ce să faci clătite? Bă, să știi că fac clătite foarte bune și mâncare în general fac bine. Deci Raluca și-a găsit pe cineva care știe să facă și mâncare. Face mereu mâncare. Zici tu că fac mâncare bună, nu așa? Te face mâncare bună. Așa, vezi? Care a fost cea mai mică notă a ta? Unul în teză la mate. Unul. Ei, n-a fost chiar un. Am luat unul, numai că mi-a trecut doi. A mie tot unul. Deci, doi. Că n-am avut unul în catalog. Eu am avut. Am avut la bio. Fumezi. Sau măcar ai încercat vreodată. De fumat nu fumez, nu-mi place, nu susțin chestia asta, nici pe Raluca nu lasă să fumeze pentru că ea a fumat și nu-i mai permis să facă chestia asta. Adică de la început i-am spus că nu vreau să fumeze și ea a acceptat chestia asta. Da. Deci nu fumați nici voi pentru că eu am încercat, sincer, am încercat să fumez și nu mi-a plăcut deloc, adică nu are nicio chestie care să vă facă pe voi să fumați în continuare. Deci fumați, dacă fumați o țigară, nu o să vă zică niciodată așa țigară că, bă, fumează mai departe, fumează încă una. Niciodată, deci nu fuma. Stai, nu. Deci ea nu fumează, eu nu fumez, nimeni nu fumează. Asta a fost pentru azi, fraților. Sper că v-a plăcut Q&A-ul ăsta. Pentru că a fost un episod în care am discutat și noi și ne-am cunoscut mai bine, să zicem așa. Ați văzut ce percepție avem. Pentru că vreau să mă aud foarte clar. Deci, nu, că ți-auzi oricum. Ok, în fine. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like, un subscribe și să distribuiți clipul ăsta pe Facebook pentru că mă ajută foarte mult, ne ajută foarte mult. De fapt, mă ajută pe mine pentru că, na, am mai multe vizualizări. Și nu uitați... Unde mai tu mai multe vizualizări? Nu uitați să fiți ser... Da. Am mai multe vizualizări, bine, pe Insta. Ha, 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 și mai mulți urmăritori. Pentru că ești savage. Pentru că ești savage. Sunt savage. Nu mă înjurați pentru că folosesc expresia asta. Savage, baby. Suntem savage, baby. Aoleu, iac. Okay. Până data viitoare, dați un buton pumnului de like. Până data viitoare, dați un buton. Ce dacă fac? Până data viitoare, dați un pumn butonul de like și abonați-vă la canalul meu să fim cât mai mulți. Și asta a fost pentru azi. Ciao. Să fim cât mai mulți. Să fim cât mai mulți.